Pentru mine era foarte important, deoarece era un trofeu. Trofeu pe care îl câștigi foarte rar. Pentru că majoritatea cluburilor nu pun accent pe Cupa României. Dar acum, probabil, nou format, unde sunt și mai mulți bani, probabil interesul mult mai mare și asta e un lucru. Dar nu. Asta le explicam și pe vremul domnului Gravina, un moment când eram căpitan de echipă și schimbam cu cealaltă echipă, mai apărea un trofeu în plus. Nu, glumind acum, e o senzație unică să joci cu trofeu pe masă. Care ce Toate cele trei pe care le-am câștigat au fost foarte importante, dar mai ales împotriva Rapidului, ultima pe care a câștigat-o din nou București, a fost cea mai importantă din punctul meu de vedere, pentru că erau rivali noștri și am jucat cu stadionul plin și a fost un lucru deosebit să câștigăm. Apropo de din nou? Păi, nu știu, o să folosesc un citat al unui celebru Shakespeare. To be or not to be. Adică să ducem de sau nu să ducem de. Asta e întrebarea, nu știu. Vom afla probabil duminică. Sper... Da. 100% am venit. Da, o să vin la meci, da. Trebuie să fii și la bine și la rău ca suporter. Da? Era și melodia, fie vreme bună, fie vreme rea. Da, dar să sperăm că atitudinea se va schimba, pentru că asta am și zis după meci, au avut o atitudine greșită și s-a văzut lucrul acesta pe teren. Dacă își va schimba atitudinea, cu siguranță, din punctul meu de vedere, sunt mult mai valoroși ca cei de la Cluj, dar uite, prin o atitudine corectă, cei de la Cluj au reușit să aibă un avantaj de 2 goluri și pleacă ca favoriți în meciul 2. Este o dezamăgire totală, pentru că nu mă așteptam înaintea meciului. Aveam și argumentele în favoarea lui Dinamo, deoarece U Cluj a jucat 2 finale acasă care le garanta promovarea directă și aici mă refer la Slobozia și la Hermannstadt și ambele pierdute de cei de la Cluj și mă așteptam că Dinamo să arate bine, mai ales că au avut timp să pregătească acest baraj și mai ales eram încântat după meciul de la Botoșani în care au jucat cu atitudine pe care mă așteptam să o aibă și la Cluj, dar din nefericire pentru ei nu au avut. Da, m-a întrebat cineva, de exemplu, făcea o comparație cu meciul de la Libereț. E total diferit, la Libereț nu era niciun fel de presiune, acum presiunea e foarte mare. Ei trebuie să demonstreze că au caracter și să-și facă treaba bună la final, că se respectă ca fotbalist. Probabil mulți dintre ei au și semnat cu alte echipe pentru că li se termină contractele după acest meci. Dar ca și fotbalist există acel respect de pentru meserie și trebuie să ducă bun la capăt și să nu intre în istoria neagră a unui club așa mare. Dar poate continua Dinamo dacă vă prevedeați, pentru că financiar probabil va fi... Asta nu știu, nu cunosc exact situația de acolo, dar probabil va fi foarte, foarte rău. Nu, am făcut-o anul trecut, că n-au avut mai multă nevoie. Anul acesta nu m-am mai implicat pentru că sunt și la Federația Română de Fotbal și oricum nu m-a invitat nimeni să vorbesc, că l-au pe Florin Duce acolo care discută cu ei. Valiu, cum se pare mult? Da, din păcate, o să mă mai documentez și eu, că pentru mine este o noutate, doamna și menționa foarte bine. E destul de nou, e destul de greu de înțeles acum. O să mă informez și o să înțeleg și eu până la final într-adevăr ce se întâmplă, dar așa cum a spus și domnul președinte, cred că interesul va fi mult mai mare, fiindcă sunt și din punct de vedere financiar alte premii și atunci va fi interesant pentru toată lumea. Când jucai, cum era? Important era acest lucru. Este un trofeu important pentru orice fotbalist care joacă. Noi eram câștigați. Steaua l-am luat 3 trofee atunci în sezonul ăla deosebit. Orice trofeu pus în joc este foarte important pentru orice jucător. La final, când tragi linie, toți jucătorii care acumulează astfel de trofee, pot să zic că poate fi mică de plic cariera de fotbaliști. La ei
curte ei știu, într-adevăr, cum își gestionează foarte bine momentele, ce își doresc foarte mult de la echipa lor. Dacă nu li se pare foarte interesant, este strict problema lor, dar din punct de vedere fotbalistic, profesional, pentru jucători, este un trofeu important. E interesant, am văzut puțin finalul de sezon din Liga 1, privind de afară. Da, așa că suporter neutru a fost într-adevăr un campionat intens și menționam în unele dintre interviuri că CFR are o maturitate și un echilibru așa din punct de vedere al băncii și al jucătorilor, care uite până la final a dus să câștige. Deși jocul pe CSB-ului pe alocuri pe mine m-a încântat. Cel mai tare, nu mă așteptam, sincer, îi văzusem ultimele partide, mi s-au părut destul de focusat și destul de bine, arătau destul de bine Dinamo. M-a surprins foarte tare această înfrângere, Dinamo o să fie destul de greu să întoarcă. Să dai 3 goluri, nu va fi ușor, deși îmi doresc pentru fotbalul românesc, pentru ceea ce înseamnă Dinamo România, aș dori să reușească o remontadă și să rămână Liga. Da, așa, din discuțiile care le-am avut cu selecționerul, îmi pare un tip foarte agil, un tip foarte deștept, un tip foarte uman, așa, foarte apropiat de jucători și cu siguranță va gestiona foarte bine acest vestiar, acei jucători pe care îi va selecționa și cu siguranță vor da maxim. Este un antrenor care are discurs, care poate impune și poate da o amprentă deosebită acestei echipe și avem nevoie de rezultate și cred că ușor le vom regăsi. Greuță, orice mi se pare greu când vine, când ține cont de echipa națională, intensitatea și momentele echipei naționale când joacă sunt unele și totuși cu totul deosebit. Am luat parte la astfel de jocuri, știu ce înseamnă să joci pentru echipa națională, fiecare echipă este foarte bine pregătită și atunci jocurile au o intensitate, un dinamism și o valoare. Care e fotbalistul care te impresionează? S-a vorbit și de Tavi Popescu, s-a vorbit și de Rare Șilie, cu copii deosebiți, cu tine, cu personalitate foarte mare. Pe Rare Șilie am avut posibilitatea să mă și antrenez cu el la Under 19, un copil cu o inteligență deosebită, care, uite, la Rapid, prinde meci de meci, are o altă încredere, o altă înțelegere a jocului și o altă responsabilitate față de joc. Tavi Popescu este un jucător de geniu, să zic așa, cu o atingere fină a mingii, cu câteva execuții deosebite. Este un jucător tânăr care, în momentul în care va învăța, într-adevăr, jocul, va fi un jucător deosebit, pentru că, până la urmă, și pentru fotbalul românesc.